Săptămâna trecută am vorbit despre rațiunea întrupării cuvântului și l-ați auzit pe Dorin, cel mai mare miracol, Dumnezeu să coboare în pântecele unei femei și să se nască ca un om, ca tine și ca mine. Cel mai mare miracol. Dar dați-mi voie să încep cu o scurtă recapitulare ca să pot face un pas mai departe. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Imaginați-vă forța imensă a cuvântului lui Dumnezeu. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Ori dacă universul a fost adus în existență prin cuvântul lui Dumnezeu, întrebarea care ne stupefiază este de ce Dumnezeu n-a putut rosti iertarea noastră? De ce n-a putut rosti mântuirea în existență prin cuvânt? De ce a trebuit cuvântul să se facă trup, să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr, ca apoi să se lase răstignit pe o cruce în locul meu și în locul tău? Probabil că suntem obișnuiți cu conceptul entropiei. Dragii mei, când lucrurile sunt lăsate de la sine, toate se desfac, se pierd, se împuținează. M-am întrebat dacă nu cumva asta a fost și problema lui Dumnezeu. Cuvântul acela care inițial a adus totul în existență, practic a început să-și piardă puterea. Și pe când s-a împlinit vremea și a venit Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu nu mai putea rosti în existență mântuirea noastră. Lăsați-mi voie să calc pe urmele Lui și să văd cuvântul întrupat operând pe planeta noastră. La un moment dat se întâlnește cu un orb. Știți ce spune? Capătă-ți vederea. Și orbul acela a început să vadă. La un moment dat, fiind într-o casă, se deschide acoperișul și un slăbănog este lăsat în mijlocul mulțimii. Și Domnul Iisus se uită la el și spune, păcatele sunt iertate. Când fariseii se răzvrătesc, Domnul Iisus spune, ridică-ți patul și umblă. Într-o bună zi, obosit, a dormit în corabie, s-a stârnit o furtună incredibilă pe mare. Ucenicii buni pescari, obișnuiți cu furtuna și cu valurile, s-au speriat și l-au scuturat din somn. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Domnul Iisus se ridică în picioare, întinde mâna, spune, taci, fără gură. Și valurile s-au liniștit. La un moment dat, trimișii unui dintre fruntașii sinagogii vin la Domnul Iisus, vino te rog, fetița mea e pe moarte. Domnul Iisus întârzie și așteaptă parcă să moară fetița. După care intră în camera respectivă, când toți își băteau joc de el, pentru că el a zis, a dormit. O prinde de mână și spune, Talita, cum e? Și fetița își deschide ochii. Dar veniți cu mine înainte de crucificarea lui, în fața mormântului lui Lazar. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Domnul Iisus, după ce a șters lacrimile, pentru că Ioan spune că plângea, a spus, dați piatra la o parte. O, Doamne, miroase greu. De 3 zile este mort. Dați piatra la o parte. Imaginați-vă forța cuvântului, Lazare, vino afară. Și Lazar, înfășurat în giulgiul în care a fost îngropat, levitând, a ieșit la gura mormântului. Dezlegați-l, spune Domnul Iisus. Nu, dragii mei, cuvântul nu și-a pierdut puterea. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul acesta creator s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dar întrebarea rămâne, de ce a trebuit să se întrupeze cuvântul ca să ne poată mântui? Fără întruparea Fiului lui Dumnezeu, El nu putea fi Hristosul sau mielul lui Dumnezeu și nu putea redeschide porțile împărăției, adică nu putea boteza cu Duhul Sfânt. Și asta ne aduce în textul lecției de astăzi, capitolul 1, versetele 19 la 51. Avem 3 tablouri în textul nostru. Tabloul central este cel mai important, este mărturia lui Ioan. Este practic tabloul pe care se calează întreaga Evanghelie. Sunt afirmații cadru pe care le face Ioan. Dar observați, tabloul acesta din mijloc este flancat de 2 grupuri de oameni.
Mai întâi este trimișii iudeilor, a mai marilor lui Israel, preoți și leviți care vin la Ioan să-i pună întrebări. Apoi este grupul ucenicilor care încetişor se adună în jurul Domnului Iisus Hristos. Trei tablouri, dar două grupuri de oameni care ne interesează pe noi în mod special. Primul grup, grupul trimișilor iudeilor, adică preoții și leviții care au venit să-L întrebe pe Ioan, cine ești? Pleacă din prezența lui, dragii mei, cu căutările lor nefinalizate. Cu alte cuvinte, au plecat cum au venit. În schimb, ultimul grup, cel al ucenicilor, se adună în jurul Domnului Iisus Hristos, intră într-o relație cu El și în felul acesta se pregătesc să-L mărturisească pe El ca Domn și Dumnezeu și să capete viață în numele Lui. Și astăzi, unii fac parte dintr-unul sau din celălalt din grupuri. Dar dați-mi voie să iau tablourile pe rând. Ioan, capitolul 1, versetul 19 la 28. Căutări superficiale și nefinalizate, risipite. Iată mărturisirea pe care a făcut-o Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim la Betabara, la Iordan, ca să-L întrebe, cine ești? Dacă priviți harta din fața voastră, aveți Marea Moartă și în norul Mării Moarte, în stânga, este Ierusalimul, un punct roșu. Betabara este în Iordan. Acum Ierusalimul este la vreo 800 de metri, muntele Sionului, deasupra nivelului mării. Marea Moartă este la 240 de metri sub nivelul mării. Deci trebuie să cobori aproape 1000 de metri ca să vii din Ierusalim la Iordan și vii pe un drum șerpuit prin locurile stâncoase pe unde a căzut și omul nostru între tâlhari. Știți pilda Domnului Iisus Hristos cu samariteanul. Întrebarea este ce anume a provocat curiozitatea mai marilor iudeilor ca să trimită la Iordan. Ce anume a declanșat această curiozitate? Priviți imaginea din fața voastră. Cu siguranță că artistul care a pictat-o n-a știut și n-a putut să prindă amploarea mișcării care s-a produs în jurul lui Ioan Botezătorul. Matei, capitolul 3, versetele 5 și 6 spun că locuitorii Ierusalimului din toată Iudeea, deci din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, a început să iasă la Iordan și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de Ioan în râul Iordan. Observați amploarea acestei mișcări. Locuitorii Ierusalimului din toată Iudeea, din toate împrejurimile Iordanului. Cu alte cuvinte, era un fenomen care putea stârni curiozitatea oricui și cu atât mai mult a unui popor care l-aștepta pe Mesia. Am văzut atunci când am pregătit cartea pentru studiu, când am încercat să ne facem o privire de ansamblu, că în toate păturile sociale, dragii mei, era vie această așteptare. De la preoți și leviți, întrebările cu care ne vom confrunta astăzi, pentru că ei vin cu întrebările lor, până la samariteanca, femeia aceea stricată, pe care Dumnezeu o mântuiește împreună cu tot satul ei care a ieșit să-L asculte. Iată deci mărturisirea pe care a făcut-o Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim pe niște preoți și leviți ca să-L întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este El Hristosul. Și i-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? El a răspuns, nu sunt. Ești prorocul? El a răspuns, nu sunt. Întrebările lor nu sunt întâmplătoare. În mentalul iudaic există o așteptare. Și Vechiul Testament, în ultima carte a ei, în cartea Maleahi, în ultimul capitol, ne spune că înainte de a veni Mesia sau Domnul, trebuie să vină Ilie. Ilie este cel care îi pregătește drumul, care pregătește calea pentru el. Și ăsta este motivul pentru care preoții și leviții îl întreabă. Cine ești? Ești Ilie? Este interesant răspunsul lui. Dar dați-mi voie să intru în gândirea iudaică, să vedem care este tiparul în care îi gândeau, profilul lui Ilie pe care ei îl așteptau. Versetul 5 din ultimul capitol al Vechiului Testament ne spune: voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Observați, există un text biblic foarte clar. Voi trimite pe prorocul Ilie, de aici vine întrebarea, ești Ilie, înainte de a veni ziua Domnului. Dar textul continuă, ziua Domnului cea mare și înfricoșată.
Ziua Domnului este ziua în care Dumnezeu însuși vizitează planeta sa. Noi suntem chiriași în universul lui, pe pământul lui, dragii mei. Și când Dumnezeu vizitează planeta, El trebuie să facă două lucruri. Trebuie să pedepsească cei de pedepsit și trebuie să mântuiască cei de mântuit. Pe cei răi îi va pedepsi, pe cei buni îi va mântui, spune Scriptura. Dar dați-mi voie să lărgesc un pic textul și să citesc cele 6 versete din ultimul capitol al Vechiului Testament, Maleahii, capitolul 4. Căci iată vine ziua care va arde, da? Care va arde ca un cuptor pe cei trufași și pe cei răi. Ei vor fi ca miriștea în ziua aceea. Ziua aceea va arde, zice Domnul oștirilor, nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pe voi care vă temeți de numele meu, pentru voi va răsări neprihănirea și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca niște viței în grajduri și veți călca în picioare pe cei răi și ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre, zice Domnul oștirilor. Dar imediat în versetul 4 este o chemare la pocăință. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, care i-am dat porunci și rânduiel pentru întregul Israel. Căci iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților la copii și inima copiilor la părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Textul acesta l-aveau mai mari lui Israel, l-aveau preoții, leviții, l-aveau toți copiii lui Israel, care în fiecare zi de sabat ascultau scrierea lui Moise. Priviți încă o dată fenomenul pe care Ioan îl produce în jurul lui. Oameni din Ierusalim, din toată Iudeea, din toate împrejurimile Iordanului, veneau la el ca să fie botezați, mărturisindu-și păcatele. Ioan este aruncat în temniță, nu mult după aceea, și el aude despre Domnul Iisus Hristos, despre care va mărturisi în tabloul următor, și trimite o delegație la el. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Nu știm ce se întâmpla în sufletul lui Ioan. Dar după ce delegația pleacă, Domnul Iisus se întoarce la mulțimea care era în jurul lui și întreabă, ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Vorbea despre Ioan Botezătorul. Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că oamenii îmbrăcați în haine moi sunt în palatele împărătești. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, mai mult decât un proroc. El este cel care e cel mai mare dintre cei născuți din femeie, după care Domnul Iisus spune, El este Ilie, despre care vorbește Scriptura. Și dintr-o dată mărturia lui Iisus și mărturia lui Ioan par să bate cap în cap. Ești Ilie? Nu sunt. Ești Ilie? Da, El este Ilie, spune Domnul Iisus. Cum se explică lucrul acesta? Pentru aceasta, dragii mei, ar trebui să încercăm să construim împreună din textul din Maleahii profilul lui Ilie din ultimul capitol al Vechiului Testament. Și las pe Alfred Edersheim, un rabin evreu, să facă lucrul acesta. Un rabin evreu întors la Domnul Iisus Hristos. El scrie despre viața Domnului Iisus Hristos, o carte imensă. Și în anexele ei aveți și discursul lui despre Ilie în învățătura rabinică. Alfred Edersheim spune că Ilie trebuia să semene mai mult cu un general decât cu un profet. Dar Ilie trebuia să fie marele preot care avea să-l ungă pe Mesia cu un de lemnul sfânt. El trebuia să vină în duhul lui Fineas. Știți cumva cine e Fineas? Cu siguranță, cel cu sulița care a declanșat într-un fel, în Număr, capitolul 23, mânia lui Dumnezeu împotriva celor care au început să curvească în tabără. El, venind în duhul lui Fineas, trebuia să declanșeze un val al pocăinței naționale. El trebuia să pornească o izbăvire asemănătoare cu izbăvirea pe care Moise a adus-o din robia egipteană, dar de data aceasta o izbăvire finală și irreversibilă. El trebuia să pornească războiul cel mare pe care Mesia trebuia să-l termine. Și cu un astfel de premergător, nici Mesia nu putea fi mai prejos. Acum înțelegem de ce Ioan refuză să intre în tiparele de gândire ale celor care îl interogau. Ești Ilie? Nu sunt. Ești prorocul? Nu sunt. Ești Hristosul? Nu sunt.
Pentru că în mintea lor, tiparele după care gândeau și l-așteptau pe Mesie erau complet deformate. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să putem da un răspuns celor care ne-au trimis. Ce zici tu despre tine? Versetul 23. El a zis, eu sunt glasul care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, după cum a zis prorocul Isaia. Cu alte cuvinte, refuză să se identifice cu tiparul din Maleahi, pentru că era deformat în mintea lor și el cunoștea din profeția lui Isaia, cântecele robului Domnului, capitolul 53, capitolul 63. El știa că brațul Domnului trebuia să plătească pentru păcatele întregului norod. Dar el citează din capitolul 40, versetul 3. Dați-mi voie să fac un pas înapoi și să încerc să deschid un pic perspectiva asupra întregii cărți. Bibliile noastre din care vorbim au 66 de cărți, 39 în Vechiul Testament, 27 în Noul Testament. Există o pagină albă între Vechiul și Noul Testament, preț de 400 de ani, atât prețuiește pagina aceea albă, o prăpastie între Vechiul și Noul Testament. Capitolul din care am citat este ultimul capitol al Vechiului Testament. Ioan este primele capitole din Noul Testament, Evangheliile. Isaia seamănă cu Scriptura, pentru că are 66 de capitole. 39 țin de contextul istoric și vorbesc despre doi împărați, Ahaz și fiul lui Ezechia. Ahaz este un împărat rău, Ezechia este un împărat bun, dar îi se urcă gloria la cap, dragii mei, și atunci când Dumnezeu îi dă încă 15 ani de viață și omoară armatele lui Senaherib în 701, o delegație din Babilon vin să vadă minunea. Și Ezechia, în loc să arate spre Dumnezeu, le arată casa lui de arme, bogățiile lui. Și Isaia vine și îl întreabă, ce au văzut oamenii ăștia la tine? Nu a fost nimic care să nu le fie arătat. Și Isaia se uită în ochii lui și spune, îmi pare rău, totul vor duce în robia babiloniană, inclusiv pe cei ieșiți din trupul tău. Ascultați răspunsul lui Isaia. Răspunsul Domnului este bun, căci cel puțin în timpul vieții mele va fi pace. Cu alte cuvinte, Ezechia spune, după mine, potopul. Și în momentul acela, profetul, prin Duhul Sfânt, întoarce spatele culoarului istoric și sare peste 170 de ani de istorie. Dar observați, robia babiloniană peste care el sare a fost cauzată de păcat. Și Isaia știa, până când păcatul nu este rezolvat, până atunci relația cu Dumnezeu nu poate fi refăcută. Dați-mi voie să citesc câteva din versetele din care fac ce parte și citatul pe care îl menționează Ioan. Versetul 1 din Isaia 40. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului, căci robia lui s-a sfârșit. Nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit de la Domnul de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă. Pregătiți calea Domnului, neteziți în pustie un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice înălțime, orice munte, orice val să fie plecate și orice deal și orice vale să fie înălțate. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Observați, se va descoperi slava Domnului exact ca și norul, stâlpul de foc în timpul călătorilor prin pustie și orice ochi o va vedea. Căci Domnul a vorbit. Iată, Domnul Dumnezeul tău vine cu putere și poruncește cu brațul lui cel tare. Răsplătirile sunt cu el, plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. El va paște turma lui ca un păstor. Va lua miei în brațe și se va purta blând cu oile care alăptează. De fapt, ce spune contextul din care Ioan își extrage identitatea? Glasul celui ce strigă în pustie. În primul rând, robia s-a sfârșit. Dar ca robia să se poată sfârși, păcatele trebuiau ispășite. Nelegiuirea trebuia ispășită. Și nelegiuirea fiind ispășită, dreptatea lui Dumnezeu este apărată, a primit de două ori cât pentru toate păcatele lui. Iar când toate acestea sunt rezolvate,
atunci slava Domnului întrupată poate păstori pe poporul său și relația cu Dumnezeu este refăcută. Ce incredibil text! Ce incredibil text! Se pare că trimișii iudeilor n-au cuplat cu Ioan Botezătorul. Trimișii erau din partea iudeilor, spune versetul 24. Și ei au spus atunci, i-au pus atunci următoarea întrebare. Dacă nu ești nici Ilie, nici prorocul, nici Hristos, atunci pentru ce botezi? Ascultați răspunsul Botezătorului. Eu vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul care, în Matei spune, botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Cu alte cuvinte, în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este cel care vine după mine și este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg nici cureaua încălțămintelor. Nu știu ce ați fi făcut să fiți în delegația trimisă de iudei de la Ierusalim. Să auziți despre unul mai mare decât mine, care nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, când Ioan a stârnit curiozitatea și pocăința întregului popor, oare cine să fie el? Cel puțin ar fi trebuit să aibă curiozitatea să întrebe. Din păcate, ei întorc spatele lui Ioan și pleacă. Cu alte cuvinte, dacă răspunsul tău nu se potrivește cu tiparele tradiției noastre, restul nu ne interesează. Nu ne interesează. Ce mare lucru că evanghelistul nu lasă lucrurile aici în groapă, ci prin tablourile care urmează vin să ne aducă explicația, să dea răspunsurile care ar fi trebuit să le caute mai mari norodului. Pentru că n-au făcut-o atunci, nu l-au recunoscut nici pe Hristos, l-au atârnat pe o cruce și în fapte 4 trag cordina peste istoria lui Israel, dragii mei. Dar să ne mutăm în tabloul al doilea, tabloul central al textului nostru, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii ca să poată boteza cu Duhul Sfânt. Observați, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii ca să poată boteza cu Duhul Sfânt. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez ca să-l fac cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam. Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Ca și cum Ioan ar fi zis, nimeni altcineva nu poate boteza cu Duhul Sfânt. Sunt trei afirmații esențiale în ceea ce am citit. În primul rând, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apoi cel ce botează cu Duhul Sfânt și al treilea rând Fiul lui Dumnezeu. Afirmațiile sunt importante, dragii mei, în ordinea în care au fost așezate de Ioan. Și Ioan nu inventează ordinea, el citește ordinea din cartea Isaia. Pentru că în cartea Isaia lucrurile acestea erau afirmate cu sute de ani înainte. Până când mielul lui Dumnezeu nu rezolvă păcatul lumii, până atunci porțile împărăției nu pot fi deschise. Asta înseamnă, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Observați, aici nu vorbește despre ce mi se întâmplă mie, ci despre ce face El. Ori ca să fim primiți în prezența lui Dumnezeu, să regăsim paradisul pierdut, să ne putem întoarce în prezența celui de trei ori sfânt, nelegiuirile noastre trebuiau plătite. Și de aceea Isaia spune, robia s-a sfârșit, nelegiuirea este plătită, pentru că s-a plătit de două ori cât pentru toate păcatele. Pavel spune în Romani că acolo unde păcatul s-a mulțit, harul s-a mulțit și mai mult. Observați, de două ori mai mult. Dar dacă El este mielul lui Dumnezeu și Cel ce botează cu Duhul Sfânt, Ioan știe că nimeni altcineva nu poate fi decât Fiul lui Dumnezeu. Acum capătă sens afirmația lui Ioan, spusă iudeilor. Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celui ce te-a trimis. Ce zici tu despre tine?
Și el a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, cum zice profetul Isaia. Este ca și cum le-ar fi strigat în urechi. În sfârșit, în sfârșit, robia a trecut. Nelegiuirea este plătită, dreptatea este împlinită, slava Domnului întrupată ca să-și păstorească poporul și relația cu Dumnezeu refăcută. În sfârșit, profețiile pe care le cunoaștem cu toții se împlinesc. Priviți doar lista câtorva texte din Isaia. Despre el vorbește Ioan. Isaia 43-44, Isaia 59, Isaia 61, Isaia 63, aș putea spune Isaia 53 între ele. În toate aceste texte găsiți tiparul pe care îl regăsim în mărturia lui Ioan. Rezolvarea păcatelor trebuie să preceadă botezul cu Duhul Sfânt sau revărsarea Duhului Sfânt. De ce spune Matei? El este cel ce botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Pentru că atunci când inima nu este curățită, botezul cu Duhul Sfânt ar însemna revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra celor care îl necinstesc și îl tăgăduiesc. Dați-mi voie să iau primele două texte și să spicuiesc câte ceva din ele, Isaia 43 și 44. În Isaia 43, versetul 26, după ce Dumnezeu spusese puțin mai sus, iată, fac un lucru nou și nemai auzit. Oare care să fie lucrul nou și nemai auzit? Dar înainte de asta, el își cheamă poporul la judecată, versetul 26. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună, vorbește, scoate-ți tu dreptatea. Versetul 27. Cel din tâi tatăl tău a fost un păcătos. Învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. Am socotit ca niște pângăriți, ca pe niște pângăriți, pe căpeteniile locașului meu cel sfânt. Am dat pierzării pe Iacov și nimicirii pe Israel. Și totuși, versetul 25, eu îți șterg păcatele pentru mine, nu pentru că meriți, pentru mine, pentru că am promis. I-am promis lui Avram, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, dacă eu voi călca și dacă tu vei călca legământul Avramei. Și de aceea, prin profeți, Domnul a declarat lucrul acesta. Eu îți șterg păcatele pentru mine. Nu-mi voi mai aduce aminte de nelegiurile tale. Capitolul 44, versetul următor. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Dumnezeu, care te-a făcut și care te-a întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Căci iată, voi vărsa ape peste pământul uscat, râuri peste pământul însetat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. De ce? Pentru că ți-am iertat păcatele. Pentru că mielul lui Dumnezeu a ridicat păcatul lumii. Și versetul 4 continuă. Vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, răscumpărătorul tău. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Observați tiparul? Mai întâi păcatele trebuie rezolvate ca relația mea cu Dumnezeu să poată fi refăcută. Ca să pot intra în Sfânta Sfintelor în prezența Lui, cum îmi spune Epistola către evrei. Dați-mi voi să mai citesc două versete din Isaia 59, versetul 20 și 21. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion. Observați, răscumpărătorul trebuie să rezolve păcatele pentru casa lui Iacov, pentru cei care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu casa lui, cu Israel, sau cu cei care se vor întoarce de la păcatele lor. Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele care sunt în gura ta nu se vor îndepărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Observați de unde are Ioan înțelegerea acestor lucruri? Din Vechiul Testament, din cartea Isaia. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Eu nu-l cunoșteam, dar am văzut Duhul coborându-se peste el și am mărturisit că el este cel ce botează cu Duhul Sfânt, adică Fiul lui Dumnezeu. Dar priviți un pic relația dintre cele trei afirmații. Cel mai important lucru este să mă întorc acasă în prezența lui Dumnezeu. Ca rugăciunea mea, Tatăl nostru care ești în cerul, să nu fie vorbe goale, ci să pot cădea în brațele Tatălui ca Fiul risipitor. Asta înseamnă, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt, Cel ce redeschide porțile împărăției. Dar pentru ca asta să se întâmple, era necesară rezolvarea păcatelor. Condiția ca să fii parte din poporul lui Dumnezeu este să-ți mărturisești păcatele și sângele lui Iisus Hristos să le șteargă, să le spele. El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar să presupunem că s-a întâmplat lucrul acesta și ai devenit locașul Duhului Sfânt, templul Duhului Sfânt, cum spune Scriptura. De unde se vede lucrul acesta? Din felul în care îl cinstești pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă El este Fiul lui Dumnezeu, merită ascultarea noastră. Merită, dragii mei, să mărturisim sau să spunem că Catedralul Samuel vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Observați în lista celor trei tablouri, tabloul din mijloc este tabloul central. Și în jurul tabloului din mijloc sunt două grupuri de oameni. Și cele două grupuri de oameni ne pot reprezenta pe noi, pe tine, pe mine, pe oricare dintre noi. Facem parte fie dintr-un grup, fie din celălalt. Două grupuri de oameni, oare eu din care fac parte? Am vorbit despre primul grup. Și am văzut că îi întorc spatele lui Ioan Botezătorul și nu ajung niciodată în prezența celui care e mai mare decât Ioan și pe care a venit Ioan să-l facă cunoscut și mai mult decât atât îl batjocoresc, îl hulesc, îl urmăresc și îl așează pe o cruce, dragii mei. Cu alte cuvinte, ei pleacă de lângă Ioan pentru că tiparele lor de gândire erau blocate de tradițiile lor și n-au putut să-și deschidă orizontul, să-l primească pe cel ce bătea la ușa inimii lor. Blocate în tiparele propriilor lor tradiții, blocați. Poate că unii dintre noi suntem la fel. Dragii mei, și noi am crescut într-o țară creștină cu tot felul de lucruri în jurul nostru, am văzut tot felul de lucruri și tiparele acestea pe care le-am adunat, tradițiile noastre ne împiedică să ne întâlnim cu Hristos. Ăsta este primul grup. Atunci, pentru ce botez, dacă nu ești nici Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Dacă n-ai încăput în tiparele gândirii noastre? Eu vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, care e mult mai mare decât mine, pentru că era înainte de mine. Dacă mărturia lui Ioan nu se potrivește cu așteptările noastre, restul nu ne interesează. Asta s-a întâmplat cu ei. Dați-mi voie să închei cu ultimul grup. Ioan, capitolul 1, versetele 35 la 51. Acest ultim grup își finalizează căutările într-o relație cu Domnul Iisus Hristos. Își finalizează căutările într-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. A doua zi, spune textul și am să vi-l povestesc, Ioan era cu doi din ucenicii săi. Și la un moment dat îl vede pe Iisus umblând și spune cu voce tare, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În momentul acela, cei doi ucenici îi întorc spatele și pornesc pe urmele lui Iisus. Și la un moment dat Iisus se întoarce și zice, pe cine căutați? Rabi, vrem să știm unde locuiești. Cred că au fost surprinși de întrebarea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus spune, veniți de vedeți. Era cam pe la ceasul al 10-lea, 4 după masă. S-au dus cu Domnul Iisus și au stat toată ziua cu el. Nu știu cum au fost acele ceasuri petrecute împreună. Unul dintre ei era evanghelistul, pentru că el nu spune numele niciodată de Evanghelia după Ioan. Al doilea era Andrei. Dar ceea ce ne spune textul este că Andrei s-a dus repede să-l caute pe fratele său, pe Simon, fiul lui Iona. Simone! L-am văzut! Și l-am văzut pe cel despre care vorbește Scriptura. Și îl ia pe Petru de mână și îl aduce la Domnul Iisus. Și când îl aduce la Domnul Iisus, Iisus se uită la el și îi spune, tu ești Simon, fiul lui Iona, de astăzi vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Versetul următor ne spune că Domnul s-a pornit să meargă în Galileea și l-a întâlnit pe Filip și a zis, Filipe, vino după mine. Filip era din Betsaida, cu alte cuvinte, din cetatea lui Petru.
Și l-a întâlnit pe Natanael și îi spune lui Natanael: Natanael, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Întreabă Natanael. Vino și vezi! Le ia pe Natanael și pornesc. Și Iisus îl vede de departe și spune: iată în adevăr un israelit în care nu este vicleșug. Natanael, surprins, întreabă: de unde mă cunoști? Domnul Iisus spune: mai înainte să te fi chemat Filip, te-am văzut sub smochin. Și în momentul acela, Natanael, aproape ca Toma, cade la picioarele lui și îl declară: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel. Și Domnul Iisus Hristos se uită la el și îl întreabă: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? De azi înainte, lucruri mai mari vei vedea. Iată că veți vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Dragii mei, Fiul omului este cel care a primit în Daniel 7 mandat din partea Tatălui să așeze pe pământ o împărăție veșnică. Dar cuvintele Domnului Iisus, într-un fel, rezonează cu ceea ce i s-a întâmplat lui Iacov în Genesa capitolul 28. Împreună cu mama lui, a înșelat pe tatălui, pe fratele lui, a furat dreptul de întâi născut și înainte să fie omorât, maică s-a-l trimite la Laban și el pleacă fugar de unul singur și îl prinde noaptea pe câmp. Se așează și pune traista și pune o piatră sub cap și adoarme și are un vis. Se deschide cerul și o scară lega cerul de pământ. Îngerii lui Dumnezeu coborau și urcau pe scara respectivă și în vârful scării era Dumnezeu însuși. Se trezește din vis, zice, un loc înfricoșat. Toarnă ulei pe piatra respectivă și numește locul acela Betel, casa lui Dumnezeu. Luați visul și mutați-l acum în împlinirea lui. Veți vedea lucruri mai mari decât acestea. Veți vedea cerul deschis, Îngerul Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Cum să pun la oaltă cele două lucruri? Într-un singur fel. Dragii mei, scara pe care a visat-o Iacov, care lega pământul de cer, era Fiul omului. Calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dați-mi voie să mă apropii de încheiere și să zăbovesc un pic lângă cele două grupuri. Nu uitați, afirmațiile lui Ioan, mărturia lui, este partea centrală a textului. Și în jurul acestei afirmații am trimis și iudeilor, pe preoți și leviți, și am oamenii de rând care aud mărturia lui Ioan și pornesc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Două grupuri de oameni. Toți, în dimineața aceasta, facem parte din unul dintre ele. Eu nu vă pot judeca, fiecare trebuie să ne judecăm singur. Primul grup, blocat în tiparele propriilor lor tradiții. Noi am fi crezut că, dar vedem că alarmă falsă. Pleacă, dragii mei, cu căutările lor nefinalizate. Îl răstignesc pe Hristos. Și numai Bunul Dumnezeu știe unde-i destinul în ziua de astăzi. Al doilea grup, în schimb, termină în prezența lui Hristos și termină mărturisindu-L pe El. Priviți o clipă lista personajelor din al doilea grup. Primul, deschizătorul de drumuri, este Ioan Botezătorul. El este cel care face afirmații: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Evanghelistul și Andrei, auzind mărturia lui Ioan, pornesc pe urmele lui Iisus ca să descopere ei înșiși dacă e adevărat sau nu lucrul acesta. Și stau toate după masa cu Domnul Iisus Hristos și pleacă din prezența Lui absolut convinși. Andrei îl găsește pe Petru și îl aduce la Domnul Iisus Hristos. Apoi Filip este chemat de Domnul Iisus. Filip îl găsește pe Natanael. Nu știu dacă simțiți bulgările de zăpadă, care, avalanșa aceasta care crește, avalanșa mărturiei care crește și continuă de-a lungul întregii istorii. Dragii mei, Ioan ne spune în Apocalipsa că atunci când mielul a rupt pecetea a șasea,
În cer era o mulțime pe care nu putea să o numere nimeni. Întrebarea mea este, cum au ajuns aceștia să creadă? Din unul în celălalt. Cu alte cuvinte, dacă te-ai întâlnit cu Hristos, nu poți tăcea. Este ca și cum ai fi între cei patru leproși. Când Samaria era înfometată și mureau de foame, dragii mei oamenii, patru leproși au zis, decât să murim de foame, hai să mergem, poate ne dau sirienii ceva de mâncare. Și în timp ce porneau spre tabăra sirienilor, Dumnezeu a pus la tălpile lor un amplificator și sirienii au crezut că vine o armată mare împotriva lor. Și-au lăsat toată tabăra acolo și ei merg și s-au înfruptat. Și la un moment dat unul dintre ei se oprește, spune, ne va bate Dumnezeu. Noi aici avem din belșug, ceilalți mor, haideți să spunem celorlalți. Observați la lista aceasta, dacă nu te-ai adăugat și tu sau eu, întrebarea mea este, m-am întâlnit o dată cu Hristos? El este vița, noi suntem mlădițele. Orice mlădiță care nu aduce rod, care nu este interesat și de mântuirea altora, este tăiat și aruncat în foc, spune Scriptura. Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să-L mărturisești cu gura ta ca Domn. Cu alte cuvinte, trebuie să pornești pe urmele Lui și să stai în juc cu El, să stăm în juc cu El în lărgirea împărăției Lui Dumnezeu spre slava Tatălui. Să-L mărturisești cum l-a mărturisit Natanael, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Sau cum l-a mărturisit Marta la gura mormântului Lazar, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Sau trebuie să o faci cum a făcut-o Toma, declarându-L Domnul tău și Dumnezeul tău. Dar apoi vei simți cum Dumnezeu pune pe umerii tăi haina preoției și îți șoptește în urechi, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține vor fi ținute. Sau vei auzi ca în Fapte, capitolul 1, versetul 8. După ce ucenicii îl întreabă în vremea asta, e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Nu-i treaba voastră, să știți, remule soroacele, pe asta Tatăl l-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până și în România, până la marginile pământului. Până la marginile pământului. Două grupuri de oameni sau și ascultă mărturia lui Ioan Botezătorul. Unii pleacă cu căutările neîmplinite pentru că tradiția lor era mai importantă decât evenimentele pe care le orchestra Duhul lui Dumnezeu. Alții se adună în jurul lui Hristos, devin ucenicii Lui și lumea nu i-a mai putut opri. Doamne, m-aș bucura să fiu și eu între ei. Viața care o mai am, timpul care mi-l mai dai, darurile care mi le-ai dat. Și ne-am bucurat ca toți să facem parte dintre cei ce l-au întâlnit pe Hristos și îl mărturisesc pe Hristos. Amin.